ele vizibile și după aia... Sper. Ați răspuns invitației noastre de a participa la implementarea unui proiect de deșeuri și sigur e o noutate și pentru noi și poate și pentru dumneavoastră, având în vedere că această problemă a deșeurilor pentru orașe și comune și municipii e o problemă destul de delicată, care ne creează suficiente probleme și sigur că soluțiile sunt mai multe, nimeni nu a rezolvat această problemă în totalitate, nici în lume, nici la noi, mai ales noi, pe Valea Trotușului, care avem, sigur, o adevărată problemă cu aceste deșeuri. Aș dori să nu vă ținem foarte mult, să fim cât mai operativi, de aceea eu vă rog să vă prezentați dumneavoastră și apoi să începem aceste dezbateri cu primăria Târgoviște, nu are mică intervenție, inspectorul de mediu de la noi o să vă prezinte de ce a fost necesară această investiție a noastră, sigur, firma care aplică acest proiect și, sigur, întrebări să puneți după ce termină, pentru că toți sunteți specialiști în domeniu, toți aveți cunoștințe și n-are rost acum să discutăm la un moment. Da. Vă rog, prezentările de la domnul primar de la Comănești aici. Vă rog. Eu revin la primarul așa în Comănești. Noi suntem cei care am ajutat la implementarea ideii venite de la primăria Târgoviște. Anda Paul, inspector mediu la primăria Târgoviște. Victoria Iuliș, ne-am privat în Comunul Dăzgărești. Vecini, orașul Dăzgărești. Mulțumesc. Mulțumesc. Asmaran de firma Amplest. Baciu Costel, director primăria Mădești. Roxana Polanski, arhitect și primăria Târgoviște. Valentin Miran, arhitectul publice, primul ministru. Marțina Marian, Serviciul Administrativ în Trezere. Și Nichisea Andram, primăria Târgoviște. Om Bogdan, președinte Consiliul de Administrație, Compania de Utilități Publice Târgoviște. Bună, consilier local Târgoviște. Leolea Călenuța, consilier local Târgoviște. Gheorghe Nicolae, consilier local Târgoviște. Isa Iladu, consilier local Târgoviște. Iar Gheorghe, consilier local Târgoviște. Avale Anton, președinte Consiliului de Administrație la firma de utilități a orașului Stăinul Util Preser. Solomon Mihaela, director FC Util Preser, se duc într-o. Ioan Cavalaghi, consilier local la Târgoviște. Bună, Bogdan, reprezentantul primăriei Botoșani. Negrea Victor, consilier primăria Târgoviște. Predică Maria, colegilor implicați în realizarea acestui proiect. Pot spune că au participat colegi de la toate birourile, inclusiv secretar, administrativ, impozite și taxe. Alături de noi, în desfășurarea acestui proiect, au fost și cei de la SC, Compania de Utilități Publice, bineînțeles, au fost Kita Solutions. Având în vedere că marea problemă în gestionarea deșeurilor reprezintă, de fapt,
modul de eliminare a lor prin depozitare. Trebuia cumva să găsim o soluție de diminuare a cantității care urma să fie transportată către rampa Bacău. Atunci, ca necesitate, în vederea diminuării, am ajuns să lucrăm la acest proiect. Târgovna se desfășoară mai mult pe gospodării, ceea ce ne-a fost ușor prin faptul că am distribuit câte două cubele la fiecare gospodărie. Într-una se colectează deșeurile reciclabile, în cealaltă se colectează deșeurile menajere. Noutatea este că fiecare cubelă are atașat un cod de bare. Acel cod de bare ne-a adus posibilitatea creării unei baze de date cu privire la colectare. Ce ne-am dorit, de fapt? Principala modalitate de diminuare a cantității menajerului este mașara pe colectarea selectivă. S-a reușit, în urma urmă, vedeți în prezentarea celor de Rapid Solutions, creșterea cantității colectate separat. Asta datorită faptului că s-a mers pe teren și s-a discutat cu cetățeanul față în față. Nu le-a fost dat doar niște pliante, unul care să fie informat. El a conștientizat absolut important pentru gestionarea deșeurilor este implicarea lui. Am reușit astfel să disciplinăm prin faptul că la fiecare colectare care a urmat în urma distribuirii cubelelor, a mers împreună atât reprezentant din cadrul primăriei, cât și reprezentant din partea societății, iar el a fost ușor, ușor, la fiecare colectare informat din nou și din nou cum trebuie să decurgă lucrurile. Iar acum, la a șasea colectare, gândindu-ne că am început din martie, putem spune că stăm bine. Au reușit să înțeleagă ce vrem noi și lucrurile s-au ameliorat cu fiecare colectare. Eu aș zice că lucrurile importante le veți putea vedea și în prezentarea celor de Rapid Solution. Vă vor exemplifica fiecare detaliu în parte. Bună, bună ziua! Robert Dacher și Loredana Furnia. Reprezentăm Rapid Solutions Baia Mare. Societate comercială specializată pe dezvoltarea de software GIS de peste 7-8 ani în administrație publică și în domeniul privat. Da? Am încercat să venim în... să anticipăm nevoia și capacitatea societăților comerciale, adică a domeniului privat și a domeniului public, de a reprezenta orice pe hartă. Da? Printr-un simplu search pe Google, de orice, bar, restaurant, orice, da? Una dintre rezultatele căutării este locația sau reprezentarea pe hartă, da? Asta înseamnă software-ul GIS. GIS-ul are la bază hărți, da? Lucrăm cu hărți, utilizăm hărți, portul fotoplane, ceea ce vedeți dumneavoastră acolo, și încercăm să reprezentăm, vorbim acum de administrația publică, încercăm să reprezentăm tot ce ține de administrația publică pe hartă, da? Ce ține de administrația publică? Parte de rețele, zone de protecție, interdicții, deșeuri, o problemă identificată aici în Târgu Ocna, da? Care am încercat să o rezolvăm prin reprezentarea grafică, adică să nu oferim doar o soluție de raportare, inventariere, gestionare, strict rapoarte și hârtii, ci mai mult de atât să venim cu plusuri. Da? Pe lângă reprezentările grafice, raportări de probleme, modul în care sunt distribuite și colectate deșeurile la nivelul unui OATM. Putem să vorbim, în momentul în care vorbim despre administrație publică, despre orice. Încercăm să integrăm toate departamentele din cadrul unei administrații publice în aceeași aplicație, în același loc, să le aducem să lucreze împreună. De ce? Pentru că fiecare departament utilizează informații din celelalte departamente. Exemplu, în primăria Târgu Ocna am început prin implementarea aplicației modulului de urbanism, după care am identificat nevoia de gestionarea deșeurilor. Cele două module și compartimente interacționează, da, să pui,
interacționează în cadrul aceleiași platforme, dar sunt independente una de cealaltă. Aparent, deșeurile și urbanismul nu prea au multe în comun, dar deșeurile utilizează acel ortofotoplan sau acele informații legate de străzi, nu știu, numere poștale, parte de cadastru și așa mai departe, pentru a identifica o pubelă, o locație, o adresă, un beneficiar. Da? Povestim de rețele, zone de protecție, interdicții, care toate pot fi reprezentate, care pot să creeze alerte, care pot să genereze anumite situații. Parte din modulele dezvoltate de societatea noastră pentru administrație publică locală, urbanism, cadastru, patrimoniu, modulul de deșeuri, de care povestim aici în Târgu Ocna astăzi, conversie de date în format Inspire, e o noutate, probabil l-ați auzit, nu știu dacă ați auzit, nu ați auzit, dacă aveți în plan, în viitorul apropiat, aveți obligativitatea de a realiza aceste conversii. Și, cum ziceam, încercăm să aducem toate departamentele la un loc, în cadrul aceleași platforme unitare. Bun. Deșeurile reprezintă, au reprezentat o problemă din punct de vedere al gestiunilor în primăria Târgu Ocna. Astfel, din discuțiile și din solicitările domnului primar și a colegilor care se ocupă de partea aceasta, am creat un flux de lucru pentru cei din primărie, astfel încât să poată să gestioneze problema deșeurilor. Ce înseamnă asta? Am creat posibilitatea de introducere a tomberoanelor, între ghilimele, da? Prin distribuirea care o fac ei în teren, această distribuire este reprezentată și pe hartă. Grafic, fiecare tomberon este pus la locație. Se asociază, se atribuie anumite informații de identificare, da? Un cod unic, și vă arăt aici un exemplu, mai multe coduri, da? Cod unic pe care îl primește fiecare tomberon în parte, și se setează anumite atribute. Ce înseamnă aceste atribute? Înseamnă că identifică acel tomberon. Pune un tomberon nou? Locație, da, o să dau un tomberon nou. Îmi permis să-l întrerup, nu pentru că e colegul meu, ci pentru că tot timpul așa lucrăm, pe concret, pe real, doar ce se întâmplă în teren. Da, ideea e că ce vedeți dumneavoastră aici este aplicația reală pe care o utilizează primăria Târgu Ocna. Nu este o filmare, nu este o înregistrare, totul este ceea ce face în mod normal un utilizator. Să-l punem unde-l punem ca să ștergem. Punem undeva într-o zonă în care să nu afecteze ce există real și putem să ștergem ulterior. Da, aplicația rulează în browser. Singura cerință pentru a rula aplicația este conexiunea la internet. Și un calculator nu trebuie să fie foarte bun, să nu fie foarte vechi, atât. Foarte vechi însemnând 10-15 ani, da? Ok, ale nu. Sunt de actualitate. Ce cod e bun ca să nu fie 9999, e ok? 4 de 9, 4 de 8. 4 de 9, așa de mult. Ok, 2 de 8 atunci. Bun. Să avem un identificator pentru fiecare tomberon. Așa. Revin un pic la modul în care funcționează aplicația până ce colega mea va completa datele referitoare la un tomberon nou introdus. Și revenim după aia și pe fluxul acesta. Deci aplicația rulează într-un browser. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dumneavoastră, ca posibil utilizator, nu aveți cheltuieli și investiții în infrastructură. Ce înseamnă infrastructură GIS? Înseamnă foarte, foarte mulți bani. De ce? Licențele sunt foarte scumpe, mașinile pe care lucrează, da, servere și așa mai departe, necesită putere mare de calcul. Și atunci venim ca o soluție pentru clienții noștri și ca un răspuns de actualitate, venim cu oferirea aplicației în regim Software as a Service, care înseamnă că toată puterea de calcul, toată puterea de procesare, tot ce înseamnă licențe, sisteme de operare, baze de date, licențele alea scumpe, ESRI, care este partenerul nostru peste care dezvoltăm aplicațiile. ESRI este furnizorul numărul 1 la nivel mondial de tot ce înseamnă software GIS, da, și aplicații GIS.
pe bază de hărți. Și în administrație publică, și în mediul privat. ANCPI, Geoportal, MENS, tot ce înseamnă instituție publică și administrație publică și mediul privat, pentru GIS utilizează, are la bază ESI. Ok. Așa. Și atunci noi venim cu toată infrastructura în spate și oferim dumneavoastră utilizatorul final o aplicație, un serviciu web pe care îl utilizați și îl consumați fără costuri de întreținere anuală, mentenanță. Bun. Adăugarea unui tomberon se face ușor din aplicație prin câteva clicuri. Da? E o aplicație intuitivă, nu greu de folosit. E o aplicație web care trebuie să poată să fie folosită de orice utilizator. Toată lumea are Facebook, toată lumea a căutat o dată pe Google, teoretic clic, scrie două, trei informații și a terminat. Bun. Prin completarea informațiilor, acestea se rețin într-o bază de date și ulterior se identifică tomberonul. Persoana, tipul de deșeu și ajungem la partea de colectare. Pentru partea de colectare, adică vrem să facem o treabă dinamică care să lucreze fluent și într-un mod frumos și plăcut utilizatorului. Asta nu înseamnă că mă duc să-i dau o foaie celui care colectează gunoiul și îmi notează pe foaie ceva informații, revine la birou, îi le predă unui operator, operatorul stă și introduce într-o bază de date. Asta ar însemna o aplicație clasică de gestiune și evidență, da? Și atunci am dezvoltat pentru cei din Târgu Ocna o aplicație mobilă de colectarea deșeurilor, între ghilimele, care utilizează codul de bare, scanează codul de bare, identifică acel tomberon după ce a fost introdus și operatorul înregistrează gradul de încărcare a tomberonului. Deja știm că acel tomberon este pentru gunoi menajer, reciclabil, putem să-l ducem în N categorii, da? Carton, hârtie, plastic, PET și așa mai departe. Ne focusăm pe cele două mari categorii, menajer și reciclabil, să vorbim la modul general despre ele. Prin asocierea acelui cod unic știm aceste informații și atunci în momentul în care facem o colectare de deșeuri din aplicația mobilă în teren, înregistrăm în aplicație gradul de încărcare a acelui tomberon. Ce probleme au apărut după implementare? Sau, mă rog, ce probleme am încercat să anticipăm prin acest program? Momentul în care persoanele care primesc tomberoanele le utilizează în mod greșit, eronat. Adică, avem zi de colectare pentru deșeuri menajere separat față de cele reciclabile. Sau, avem un tomberon pentru gunoi menajer, un tomberon pentru gunoi reciclabil, pentru deșeuri reciclabile. Nu vrem să le amestecăm, vrem să avem o evidență. Exact ce zicea și Anda. Trebuie să scădem cantitatea de. Și atunci, trebuie să conștientizăm pe cetățean că nu trebuie să-mi genereze gunoi menajer, trebuie să-mi genereze gunoi reciclabil. Dar să transforme cât mai mult din gunoi menajer în gunoi reciclabil. Să colecteze selectiv. Conștientizarea populației. Această urmărire se face prin generarea de rapoarte, da? Ne întoarcem la ce povesteam la început. Nu vrem să fie o aplicație simplă, banală de generare de rapoarte, dar esența ei asta este. Asta înseamnă urmărirea lor. Suplimentar, pe lângă partea de rapoarte, închizi un pic formularul ăsta, te rog. Pe lângă partea de rapoarte, dorim să avem o evidență și o gestiune și asupra societății de colectare. Vreau să știu că pe strada Mosoare din Târgu Ocna s-a făcut colectarea sau nu s-a făcut colectarea. Da? Avem o schemă de culori care ne reprezintă colectările pe tomberoane. Avem reprezentate distinct tomberoanele de 240 de litri versus cele de 1100 de litri și separat avem o schemă de culori verde, galben, roșu pentru fiecare, care înseamnă în felul următor. Roșu nu s-a colectat, galben este decolectat și verde s-a colectat. Ce înseamnă decolectat? Înseamnă un interval regulat la care se face colectarea. Mă gândesc că așa e peste tot, în fiecare OAT, există o zi pe săptămână sau la două săptămâni sau la trei săptămâni în care se face colectarea. Și atunci, automat, aplicația... Care este predefinit? Este
firma care se predefinește, sigur, în funcție de... Nu? Ca să știe să pregătească... Exact. Aplicația identifică în mod automat, la începutul fiecărei zile, care sunt zonele pe care trebuie să se efectueze colectarea. Și atunci tot ce vedeți galben în aplicație, teoretic ar trebui să fie colectat azi. Practic, având o bază de date care este în fază de continuă dezvoltare și adăugare, da? Aveți un număr de 840 de tomberoane introduse din 2000. Câteva mii. 626. Da? Ok, și atunci faza de colectare merge în paralel cu distribuirea, se merge pe anumite sectoare pentru a identifica și pentru a crea fluxurile normale de lucru. Este o aplicație încă în stadiu de creștere. În sensul în care nu au fost încă introduse toate tomberoanele, da? În aplicație. Și atunci se merge pe evidențierea lor pe anumite zone și sectoare. Bun, ce înseamnă un tomberon roșu? Roșu nu înseamnă neapărat o problemă, la fel cum galben sau portocaliu nu e neapărat o problemă. Roșu înseamnă că nu s-a colectat. De ce nu s-a colectat un tomberon? Pot exista mai multe motive. Nu știu, persoana e plecat în concediu și nu și-a scos tomberonul, da? Aveți preponderent populație, locuințe individuale, nu colective, da? Sunt cazuri care nu generează săptămânal deșeuri. Nu se generează săptămânal deșeuri. Sau pur și simplu are două pungi cu un noi menajer, nu scoate tomberonul pentru atât. Așteaptă să fie, nu știu, jumătate sau plin tomberonul respectiv. Și atunci de aia apar situații în care tomberoanele rămân roșii pe hartă. Dar asta înseamnă. Sau, cum ziceam, revenim la monitorizarea societății de colectare, de salubrizare, pur și simplu nu a trecut o stradă, au omis un tomberon. Asta, iarăși, nu e un lucru rău. Pot exista anumite probleme. Un instrument de verificare și gestiune a tot ce înseamnă colectare deșeuri. Și a deșeurilor care vin de la persoanele fizice sau de la societățile comerciale care le generează și a societății care le colectează. Scopul final este de a avea o privire și o imagine de ansamblu asupra tot ce înseamnă deșeuri la nivelul orașului Târgu Ocna. Bun, suplimentar, în momentul în care cei care adună deșeurile se deplasează, identifică anumite probleme, de care ziceam anterior, nu sunt sortate deșeurile, nu sunt colectate selectiv și așa mai departe. Ei au posibilitatea prin aplicația mobilă să raporteze aceste probleme. Una dintre problemele pe care le-am identificat după implementare, mă rog, chiar în fază finală, în faza inițială de implementare, au fost aceste coduri care, din diverse motive, se rup, se distrug, se zgârie. Pur și simplu omul merge și, de ce stau eu cu codul ăsta lipit pe tomberon? Nu mă interesează, îl iau jos. Atunci apare o problemă. De ce? Pentru că cel care colectează gunoiul nu are ce să scaneze. Nu știe care tomberon a fost plin, gol și așa mai departe, da? Și atunci el raportează o problemă. Cum raportează problema? Tot din aplicația mobilă. Aplicația mobilă e o aplicație care arătăm imediat. Da. Două minute și după aia intrăm pe... Așa. Aplicație mobilă care rulează pe telefoane Android, pe telefoane tablete, pe sistem de operare Android și care pot fi utilizate în teren, tot așa. Condiție, conexiune la internet. De ce? Să transmită datele în timp real. Da, noi o să vedem, o să facem un scenariu în minutele următoare în care adăugăm un tomberon, îl colectăm, raportăm o problemă. Să poată fi problemele și colectările interpretate și văzute instant în birou de către cel care supraveghează activitatea de colectare. Am făcut o ezitare mică în momentul în care am folosit cuvântul instant, pentru că nu e chiar instant. E o chestiune de secunde. Comunicarea dintre telefon, internet, bază de date, bază de date aplicație și aplicație la client. Secunde. O să vedem acum, în minutele care urmează, facem un scenariu și o să vedeți cât durează efectiv acele secunde pe care le așteptăm după răspunsul aplicațiilor mobile. Aplicație mobilă care depinde de semnalul, de telefon, conexiunea la baza de date și așa mai departe. Dar astea sunt chestii tehnice care nu are sens să le dezbatem acum. Nu opresc.
poate dura două minute sau un minut să transmită datele, dar datele alea vin. Datele vin. Datele se duc în baze de date, exact. Sunt accesate, sunt acolo. Orice informație care intră într-o bază de date, la un moment dat, este undeva stocată. Sunt cazuri în care această informație poate să fie... Calea către acea informație poate să fie cu niște piedici, da? Dar, cum ziceam, totul rulează în web. Bun, hai să facem un flux de adăugare. Pune să punem un tomberon. O să... Cum este aplicația mobile? Momentan, tomberonul există, l-am introdus deja, este tomberonul cu... Bun, ce vedeți acolo e exact ecranul telefonului pe care avem aplicația mobilă instalată. Și aplicația mobilă pentru că este pentru oamenii care merg efectiv în teren, am încercat să o ținem cât mai simplu, cât mai ușor de utilizat, să nu încărcăm persoana care oricum are de lucru mult. Și atunci, butoane mari, simple, două apăsări de butoane și totul se fără înregistrează. Fără meniuri complicate, fără să alegi prea multe subcategorii și așa mai departe, pentru eficiență în utilizare, în teren. Bun. Ați văzut mai înainte că am introdus un tomberon nou la care am pus cod 4 de 9 2 de 8. Dar acum sunt persoana care merg în teren, astăzi pe strada X, să colectez tomberonul. Am ajuns la locația respectivă, am un cod de bare pe care pot să-l scanez. Scan și nu se chiar facem colectarea. Deja s-a scanat. Acestea sunt coduri reale ale tomberoanelor care sunt distribuite sau urmează să fie distribuite. Nu aș vrea să fac colectări pe aceste tomberoane, să nu le stric baza lor de date. Cum am zis, totul lucrăm pe real aici. Deci nu există nimic pregătit din spate. Și atunci singurul pas pe care nu-l facem, nu o să facem înregistrări pe tomberoanele existente. Nu o să salvăm. Ce dar partea de scanat pe tomberon funcționează de genul. Da? Asta e codul de bară lichid pe tomberon. Ați văzut ce repede a mers. N-am apucat să chiar focus pe lumea pe foaie și nici deja s-a centrat, a luat codul 3030. Da? Acolo sus, în stânga se le... Bun. În mod normal, această parte se folosește preponderent în teren. Deci omul care e în teren are aplicația pe un dispozitiv, un telefon sau pe tabletă, apropie foarte puțin de codul care este pe tomberon, îl citește, îl identifică, după care are de apăsat un simplu buton în care estimează gradul de încărcare a tomberonului respectiv. Inițial, ceea ce mi se pare foarte important aici, ca și colaborare cu Bogna și a prelua din teren ceea ce se întâmplă pe real. Inițial, noi, ca dezvoltători de aplicație, să zicem așa, noi am gândit trei situații. Tomberonul este plin, de jumate sau gol. Și feedback-ul a venit rapid în prima săptămână de utilizare a aplicației de la ANDA și a spus, nu ne ajung cele trei situații, pentru că sunt cazuri foarte multe, când omul are puțin pus în tomberon, adică acea estimare de 25%. Și atunci, automat, am venit cu îmbunătățire și cu actualizare ca să putem oferi ceea ce este nevoie real în teren. Și să putem transmite informațiile care, într-adevăr, o să conteze și o să ducă la atingerea rezultatelor dorite de către dânsi. Bun, acum o să introduc manual. V-a spus Robert că există acea situație când, din diverse motive, s-a distrus codul. Nu mai e vizibil. Și atunci, nu dacă nu merge scanarea clasică, se distrug aceste coduri. Nu merge, nu știm de ce. Codul se poate introduce și manual. 4 de 9, am pus și 2 de 8. Ok. Și îi dau că e încărcat 100%. După ce terminăm prezentarea aplicației mobile, Robert, deja o să vă arate pe sau areți acum. O să arăt acum, între timp. Deci datele ați văzut că au apărut un mesaj mic pe ecran, probabil că nu se vede până la dumneavoastră. Datele au fost trimise. Acum, în mod normal, voi face o căutare. Pe ecran era galben, acel de colectat. Și în momentul ăsta ar trebui ca acel... Facem o căutare în stratul de tomberoane. Să ne ducă la tomberonul pe care îl urmărim noi. Să fie verde și este deja verde. El a fost acum colectat. Deja se vede în aplicația pe care... Mai mult, aplic pe tomberonul respectiv.
avem deja activ butonul de preluare deșeuri, în sensul în care tocmai s-a făcut o colectare. Deci cel care monitorizează activitatea de colectare deșeuri deja are informații. S-a colectat data la ora și gradul. Echipa de colectare a trecut în teren pe strada Cutare. La ora 12:37 a făcut o colectare de un grad de încărcare de 100%, da? Observați dacă sunt. Bun. Mai departe. Îmi duc înapoi pe aplicația mobilă. Aprecierea o face operatorul, dacă... Aprecierea o face operatorul, da. Sigur. Aici cel care colectează. Cel care colectează, da. Cel care colectează este cel în măsură cazuri, să... Cazuri, care avea acolo scrisă și aprecierea o face el. Sigur că este prima etapă. Deja cei care implementează alte țări care sunt foarte avansați, au acele mașini speciale. Cu sisteme de cântări. Acolo se transmite direct cantitatea reală. 24. Procedura ar fi aceeași. Singurul pas, da, care nu s-ar face ar fi această selecție care o face tot. Da, ar fi destul scam. Da, pentru că aparatele comunică între ele. Mașina în sine ar transmite informația de cantitate efectivă. Da. Da. S-ar elimina, da, practic aplicația mobilă. Mai nu, în ultima perioadă ne întâlnim cu situațiile în care în povera au pus iarbă sau altceva care nu este deși omenajer și nu se colectează. Și în momentul în care scanează și citește, face și o fotografie. Pentru că foarte multă lume a venit după aia, doamne, nu mi s-a ridicat gunoiul. Și atunci ei s-au putut prezenta fotografia, uite, doamne, ce nu s-a ridicat gunoiul, pentru că aveai tombelonul care era cu noi omenajer, era plin cu iarbă. Acum, exact asta o să arătăm acum. Dacă un client are de predat un procent de 120%, cum se ia în considerare? Adică, se lasă, exact, se trece cu vederea cei 25% și se trece mai 100% sau există posibilitatea de încărcare? Cerințele au fost următoare. În mod normal, teoretic, nu se ridică cu noi mai mult decât cantitatea maximă. Haideți să revine cu prezentarea, okay, poți să mai înțelegem câteva lucruri din ce prezentați și apoi punem întrebări. Situația asta momentan se poate acoperi sau prin dezvoltarea continuă a aplicației sau prin raportarea problemei în care apare colectat 100% și se pune o problemă pe acel tomberon și ne spune că era extra... Hai să punem o problemă. Punem o problemă. Acum punem o problemă. Terminați cu prezentarea. Domnul cu camera. Nu poți să dai undeva. Nu văd mic. Dacă mergem acolo, nu am mers deja. Ultima etapă a aplicației care, repet, am ținut-o cât mai simplă, este raportarea unei probleme pe un tomberon. Așa. Putem scana din nou codul sau introduce manual, de data asta îl facem manual ca să știm exact ce. Și au variante, tomberon distrus, cod distrus sau altă problemă. Sunt cele două cazuri mari pe care le-ai identificat primăria Târgu Ocnea, dar ar fi cele posibile probleme vizuale și frecvente. Codul distrus sau tomberon distrus. Sau tomberon nu are o problemă. Nu trăim într-o lume ideală, mai există și situații în care se distrug tomberonul. Asta este o situație care trebuie raportată ca o problemă. Situația în care este scanat pe tomberon sau acționat manual, codul, se poate identifica, nu? Poate operatorul care se duce, nu se mai duce la două case în statul statului, îi bagă codul efectiv și zice gata și aici le-am băgat și pe Mai ales că nu se face colectarea în o singură zi pe tot codul. Ne rămân uneori în minte niște numere, vrând nevrând, dacă e 100.
tot scanând numărul 100 la proprietatea domnului. Nu ți rămâne clar care 100, dar câte numere din astea poți să îți cetățeanul nu este acolo lângă tomberon. Da. Este la servici. Da. El se trezește cu o cantitate de gunoi care mi se pare corect. Aceasta a fost soluția găsită în cazul primăriei Târgu Ocna, identificată împreună cu cei din primărie. Atâta timp cât putem să raportăm... că au reprezentant în teren. Atâta timp cât putem să raportăm o problemă prin încărcarea unei poze, putem să facem și o colectare prin atașarea unei poze. Până la urmă, dacă dumneavoastră asta doriți, să aveți o evidență și o gestiune clară pe fiecare colectare, pe fiecare tomberon în pace. E o bază de date care se construiește cu ceea ce doriți dumneavoastră. Se pot transmite informații numerice, se pot transmite informații de tip poză sau orice altă metodă de verificare. Zicea colega mea de țările europene care... De mașinile care au... Dați-mi voie să intervin, pentru că deja discuția cred că se duce într-o problemă prea științifică, prea tehnică și necorectă. Eu, primarul de Cogna, acum 5 minute, am primit telefon că în cartierul Poie astăzi nu i s-a ridicat gunoiul de pe strada cimitirului Familia Vămară. Inspector de mediu l-am chemat la mine. Te rog frumos să spui sănătate. Ca să nu trecem la lucruri practice. Te rog. Și a doua problemă, ca să ridic de două ori, familia de pe Republicii, doamna Păun mi-a dat telefon că îi se pare că nu i s-a ridicat gunoiul în fiecare lună la data care trebuie.
Unde raportează? Și o să vedeți cine, ce, cum se rezolvă vorba. Ca asta ne interesează. Și se sesizare o am de la domnul consilier Ian. Da. Astea sunt... Nu, dar practic... Ăsta e alt răspuns. Dar ce vrea domnul Ian? Întrebarea mea este următoarea. Dumneata o să-i contradici cu mine, o să spun că am 30 de kg gunoi și dumneata ai să te cauți. Ascultă-mă, asta vreau să se demonstreze practic acum. Avem trei posibilități, domnule. Deci cetățeanul este acolo și când apasă operatorul, 1 înseamnă plin, 2 înseamnă jumate și 3 sferturi, 75%, este acolo și poate apăsa pe buton, sau el poate sesiza și atunci inspectorul din mediu trebuie să-mi raporteze într-ultima lună, 2, 3, câte containere s-a ridicat și când a avut 75, 25, 30. Și dacă avem, cum e domnul Iaru, mai pretențios, un cetățean, eu cer operatorul, domnul Iaru îi pozez de fiecare dată containere. Sigur că ceea ce spuneți dumneavoastră și ideal ar fi să se ajungă la cântarul ăla cu cantitate. Eu cred că vom ajunge acolo. Dar pentru că în județul Bacău s-a implementat acel program că nimeni nu ia pe cantitate, e pe cetățeni, stabilim și taxa pe cetățeni, pentru că era un pic mai complicat. Dar dacă punem acest sistem, vom putea pune și cântarul. Cântarul era mai complicat pentru operatorul la care are școală puțină și doar citești bare. Acolo nu le ține codurile să le falsifice. Putem automat să trecem și la această metodă cantitate, ca să-i determinăm. Și aici sunt specialiști și Romprescu și Adisu și o să fie și Ecosudul. Noi acum, cetățeanul plătește o taxă, toată lumea știe, e 10 lei și sau cât e, 9,61. Și noi mergem deocamdată, tot este ceva că știe câte containere a luat atunci. Dar haideți să nu întrerupim inspectorul din mediu, care se grăbește să-i raporteze primarul ce s-a întâmplat pe stradă și la doamna Pom. Vă rog. Păi nu, că acum văd că e Robert la butoane și că el a înțeles exact. Nu dăm raportul, numai te explicați tehnic cu butoanele voastre, că ați nevoit. Eu ca primar și domnul primar n-am tehnic butoane, eu trebuie să știu cum rezolv. Uite de hartă, direct, ca să vedem și containerul acolo, pe hartă. Și putem să vedem, poate nu s-a colectat niciodată. Vedem. Știu. Strada. Nu, strada, zic strada. Strada Vânător de Munte. Vânător de Munte, da. Centrul lor era localizarea? Nu, e Poie. Poie. La Vânător de Munte zice ce doar cultural pe strada. Poți să intri tu Vânător de Munte. Vânător de Munte? În momentul când s-a generat căutarea, pe hartă ne-au fost localizate cele două bubele, vedeți că sunt încercuite, la familia Vamano. E un tomberon pentru deșeuri ridicate, unul pentru deșeuri menajere. Acum vom merge să vedem preluările deșeurilor. Pe care? Pe menajer? Sau pe reciclare? Pe menajer. Da? Și ne sunt afișate zilele, ora. Uitați, în prima colectare a fost în data de 12.04.2018, la ora 1.54. Gradul de încărcare al tomberonului a fost de 75%. Urmând chiar astăzi, în cartierul Coieni, de unde face parte și domnul Vamanu, astăzi au fost colectate acolo deșeurile, la ora 10.58, gradul de umplere 50%. Tomberonul pentru menajer, pentru reciclabil, procedeul este același. Dați și reciclabil. O secundă. Astăzi,
la ora 10.58, gradul de încărcare 100%. La reciclare. La reciclare. În momentul în care gunoiul nu este corespunzător, cum era vorba de iarbă și asta, ce faceți? Nu se ridică? Nu se ridică, s-au lăsat, s-au făcut pliante. Deci, cel puțin în zona de care vorbim acum, este cam a doua lună în care se ridică. Dar are gunoiul un bun de desut, are gunoiul corespunzător, doar al capul și o... Nu se ridică nimic. S-au lăsat pliante. Am avut prima lună, a doua lună, a treia lună, am spus să... Deci s-au lăsat pliante și din fiecare săptămână în săptămână se anunța. Astăzi este ultima săptămână, după aia veni Paștele. Hai că-i Paștele la o săptămână viitoare, până când am ajuns în stradă care nu are. Nu a rămas să nu fie colectat acolo unde cetățeanul a greșit. S-a venit din nou cu informare, li s-au adus la cunoștință în două moduri. Iar cred că de la a patra colectare, unde nu a mai fost înțelegere, nu, cred că trebuie să se intervină în această chestiune printr-o suplimentare de taxă pentru gunoiul nedepozitat corespunzător, necolectat corespunzător. Și acea poză intervine în situația aceasta. Când îl colectez, așa, dar prețul este dublu. Și gunoiul cu 75% din data de... Îi revine pe la fișa de impozitare, luna următoare, iar îi mai revine tomberon și în felul ăsta omul nu mai depozitează nici vorba. Aceasta este finalitatea utilizării acestei aplicații. Până la urmă, asta se dorește să se urmărească prin implementarea aplicației. Nu să stăm să ne jucăm în teren cu telefoane și să încărcăm eronat tomberoane colectate cu 100% sau cu 75%. Nu. Raportarea problemelor, o evidență asupra deșeurilor colectate, până la urmă, deșeurile astea costă bani. Costă bani pe cetățean, costă bani foarte mulți primăria. Nu v-ați exprimat greșit. Nu v-ați exprimat corect, v-ați exprimat greșit. Deșeurile nu costă bani. Deșeurile sunt cea mai mare afacere de la ora aceasta, mai nu știu dacă și din România. Păi, dacă este gestionată corect. Uitați, urmăriți factura de la curent electric, apă... Dacă este gestionată corect. Orice. Și vedeți că deșeurile depășește orice imaginați. Corect. Dacă este gestionată corect. Atâta timp cât primăria Târgu Ocna... Tocmai asta este scopul aplicării acestui program. Atâta timp cât primăria Târgu Ocna încasează o taxă de sub 10 lei pe... Mă rog. Pe individ, pe cetățean, și ajunge la finalul unui an sau unei perioade de 6 luni. E puțin să zicem o lună de zile, cât de șeau ai colectat și așa mai departe. 6 luni în an de zile. O perioadă de verificare și de monitorizare. Cât am colectat, cât am încasat, cât m-au costat deșeurile, cât am produs din acele deșeuri. Și atunci poate să-și facă niște calcule un pic mai exacte, zic eu. Atât timp cât are și instrumentul de verificare. Lăsați inspectorul să dea și la sesizarea domnului Iaru, familia Păun, care n-a dacă a primit. Ok. Zi-mi, dar nu am făcut de ce? 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 Nu am făcut de
Am desfințat acele platforme care le aveam în, în cartier și unde aducea toată lumea că doar dau bani. Și arunca toți. El are și posibilitatea de control, exact ce am cerut acum, și a spus, dom'le, dar el mi s-a ridicat și putem să-i prezentăm fișa cu tot ce s-a ridicat. Și are și posibilitatea că atunci când vine mașina, el să apese cu butonul jumătate, 75 sau ce cantitate este acolo. Apoi, noi putem verifica ca primărie operatorul. Pentru că știți cum e operatorul, tot timpul el vine, am făcut, îi cerem raportul și putem să verificăm. Și al treilea lucru foarte important, că și noi ca primărie avem o situație, până la urmă, cât mai aproape de realitate, în care știm și noi ce se întâmplă cu acest lucru. A crescut cantitatea reciclată, scade menajerul, cât se duce la Bacău și funcție de aceste date care oricum sunt mai precise decât ce se raporta, credeam la un șofer acolo să scrie, și deci sigur că strategiile pe care vom face în continuare vor avea aceste elemente. Sigur că aici avem reprezentantul Ombrăstului, care este un operator renumit în zonă. Noi la Târgu Ocna avem o situație specială, că încă nu suntem la un operator regional. Avem operatorul nostru care are licență pentru 5 ani. Și acum ne-am pus problema, bine, ți-ai făcut acest sistem, faci această investiție, plătești lunar specialiștii care îi dau acest program și dacă într-o bună zi nu mai este operatorul care are și vine alt operator. Nu e nicio problemă, sistemul rămâne, pentru că și celălalt operator care vine va lua această bază de date și o luați și în continuare, s-ar putea să-și pierdă licența operator. Și atunci rămâne al primării. De ce l-am făcut noi la primării? Și, de asemenea, în relațiile cu cetățeanul, văd o altă încredere în această unitate de ridicare a bunurilor, care tot timpul era criticată, tot timpul nu-și făcea treaba și toți eram cu gura. Știți că s-a înțeles cam așa, că societatea asta care a făcut-o noi, operatorul de deșeuri, este sluga noastră la care toți țipăm, toți strigăm și, la urmă, îl certăm că nu și-a făcut treaba. Așa, avem posibilitatea concretă de a vedea exact ce face și acest operator. Cu operatorul, intră în legătură cu stațiile de sortare și de transfer, pentru că se pune în funcțiune la Onești, nu vom mai crea la Bacău, vom extinde această evidență și cu ce se depozitează la Bacău și, sigur că, cred eu că se mai lămuresc lucrurile, pentru că și cu operatorul ăsta așa tot. De aceea eu aș dori, dacă aveți mai multe întrebări, dar aș dori să specialiștii în acest domeniu să spună părerea de sistem, și sigur, și ADIS-ul, Deci, repet, să mă numesc pe asemănare și sunt reprezentantul Ombrăstului. Da, o secundă, ca să vedeți că mi-a răspuns în termen, domnul consilier așteaptă. Domnul consilier, eu pot imediat să-i spun doamnei Păun că s-a ridicat în data de 11.05.2018, la ora 11.11, 100%, 50%, 50%, deci din aprilie până acum, știu exact de câte ori s-a ridicat acolo. Și îi dau hârtiuța doamnei, doamna vede că este adevărat sau nu este adevărat, dar oricum când îi pui hârtia omului în mână, spuneva, stai un pic, nu dau banii ăștia degeaba,
parcă ăsta tot a făcut ceva. Adică sunt niște elemente incluse pe care până acum n-aveam unde să le știu dacă au dat sau nu. Și se mai poate afla exact, este foarte important, dacă în ziua, mă scuza de o secundă, dacă astăzi a fost strada Poemi și erau acele containere galbene, operatorul vede, a fost sau nu a fost, că încă o problemă cu cetățeanul tot timpul. Păi n-a venit de 3 săptămâni, n-a venit 2 săptămâni, s-o a venit și n-a luat. Și atunci ai niște elemente pe care poți să le dai. Mulțumesc și vă. Mulțumesc, domnul primar. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru apreciere, chit că mă gândeam că nu suntem un operator la nivel regional, ci la nivel național. Pentru zona noastră, sunteți operator regional al județului Bacău. În al doilea rând, și cred că nu e corect, în primul rând vreau să vă felicit. Este ceea ce realizați împreună cu domnii de la FIDA, este un pas înainte. Foarte mult. Este prima primă este... care are o aplicație de genul ăsta și un proiect atât de avansat. Este un pas mare înainte în beneficiul cetățeanului și în beneficiul colectivității. Că cetățeanul de foarte multe ori uită că face parte dintr-o colectivitate și crede că el în vârful muntelui. Este adevărat că vreau să pun niște întrebări și aș vrea să le considerați de bună credință, nu să le interpretați în alt fel. Prima întrebare pe care vreau să vă întreb pe cei de la, chiar și pe domnul primar, ați avut măcar o discuție cu un operator cu experiență de salubritate? Astăzi la ce oră? Eu lucrez 24 din 24. Da? Deci ați avut vreo experiență? N-ați avut. Am observat niște probleme. Deci v-am spus, luați-le de bună credință. Tomberoane sau ceva. În Târg Ocna să folosesc pubele. Da? Tomberoane, vă explic eu ce înseamnă tomberoane. Pe lângă asta, este o mare problemă pentru cetățeni. Pe aplicația pe care, sau poate n-am înțeles eu bine, se poate evidenția că o anumită bubelă n-a fost ridicată. Dumneavoastră ați prezentat două motive. N-a fost scoasă sau n-a fost ridicată de către operator. Nu aveți în această aplicație posibilitatea să arătați că n-a fost, sau că scoasă, sau că n-a fost ridicată. Cum? Prin raportarea problemei, de către operatorul care e acolo. Discutăm. Vedeți? Deci, nu le rezolvăm acum. Discutăm, eu vi le ridic, eu vă spun din experiența mea. Da? Întotdeauna beneficiarul va acuza pe operator și întotdeauna operatorul va acuza pe ălălalt. Asta este război. Și primăria e la mijloc care trebuie să rezolve orice. Da? Orice trebuie să rezolve. Da? Asta ar fi una. Dar v-am spus, oricând sunt dispus și stăm de vorbă și prin intermediul lui domnul primar, oricând vă explic care sunt deficiențe sau care ar putea fi crea deficiențe. Vă mai pun o întrebare, domnișoară, domnul. Da. Vă pun o întrebare. De câte ori ați urcat într-o gunoieră la volan? No. Sau chiar în partea de dreapta, ca un simplu muncitor necalificat? Câte pubele credeți că intră într-o gunoieră? Câte pubele trebuie colectate pe zi ca să fie eficientă colectarea din punct de vedere al operatorului eficientă economică? Nu facem muncă patriotică. Nu să mai facem muncă patriotică de mult. Da? Ei, vă spun eu că la o medie de 200 de pubele să urci de 200 de ori într-o gunoieră, vă spun eu că după 50 de ori renunțați. Acel șofer care ar trebui, cum mi-a spus dumneavoastră, trebuie să facă poze, da? Nu șofer. Acel șofer, șofer, șofer,
Acel șofer trebuie să și conducă pe drumul Republicii, că dă peste mine. Și sunt destul de mare, vizibil, dar ce facem cu domnișoară din asta? Nu o vede. Da? Gândiți-vă și luați contextul general. Corect. Muncitorul necalificat, plătit cu o anumită sumă, de la orice operator. Plătit cu o anumită sumă. Știți la ce mă refer? Da? Nivelul de pregătire școlară intelectuală crește. După cum prea bine știți, adică analfabeți cât cuprinde. Ceva nu mai gândiți-vă. Ceva nu merge. Ok, probleme. Cât se reduce, indiferent cine face acele poze, cât se reduce productivitatea muncii. Domnilor, o cunoieră mare dă 17,8 metri cub la deșeu selectiv pentru deșeu reciclabil, trebuie să mâncapă 800 de pubele. Eu nu scot afară pentru 100 de pubele pe traseu, că deja am pierdut, dar nu mai pot, nu mai am aia. Deci, vă rog frumos să luați în calcul și aceste lucruri. Pentru ca pasul ăsta să fie important, să fie realizabil, să fie nu numai primul, și să fie bumul să pornească din Târgu Ocna. Dar să pornească, nu numai să facă fâs. Da? Vă rog frumos, lucrați cu oameni care știu despre ce este vorba. Corect, orice problemă are o soluție. Poate, și acum deja i-am lăsat că i-am obosit. Acum, vă mintea, domnul primar, pentru a răspândi vestea și poate a da, ca să vă aveți mulți vizitatori, să-i consiliați pentru a porni spre astfel de chestii. Câți utilizatori final credeți că la terminarea acestei vor fi? Câte pubele? Nu utilizatori, că știm, 2,7 locuitori pe gospodărie, în fine, sunt teorie. Câte pubele la final? Câte gospodării avem? 2000? Nu, nu. Câte, câte gospodării vom avea? Jur de 6000. 6000. Care sunt costurile de implementare a ceea ce există acum, fără dezvoltare ulterioară, că sigur se va dezvolta, care sunt costurile? Exact. De fapt, asta interesează și pe domnul primar de la Comănești și pe mine, care să răspândesc la alții, că nu-mi fac niciun oraș, nici o comună, nici eu nu fac. Dar să răspândesc vestea. Răspund acum? Vă rog, frumos. Sigur că dumneavoastră, fiind operator național, poate și internațional, aveți ca scop principal de ce ați ajuns aici și ca scop principal profit. Noi, având operatorul nostru micuț, dar licențiat, ne permitem să avem ca scop principal rezolvarea acestei probleme a deșeului. Și sigur că este foarte important și profitul, că este societate comercială și acesta este scopul, dar în această perioadă, vedem noi 2 ani, 3 poate, dacă noi reușim să educăm cetățeanul din Târgu Ocna, el, deși înțelege mai greu acum, va avea avantaje și cetățeanul și va putea trece pe locul întâi societatea și profitul. Diminuând cantitatea de deșeuri, menajere și crescând cea reciclabilă, pentru că ăsta este scopul final. Tot ce spuneți dumneavoastră este corect. Vom ține cont de ce ne spuneți dumneavoastră și vom purta o discuție și după această întâlnire și cu dumneavoastră și vă mulțumim că sunteți de acord, să ne spuneți de experiența noastră, pentru că puteți ne spuneți și alte secrete, că nu vom concura niciodată noi, un operator local, dumneavoastră operator național, internațional, cum vreți să spuneți. Dar tot ce spune asta este corect, vom ține cont. Costurile, pentru asta era întrebarea și văd cu așteptați, sunt, primăria suportă acest program, noi cu societatea am făcut un contract,
plătim o sumă luna și, da, pentru întreținerea sistemului și a bazelor de date. Avem acum, este a treia lună când am încercat, nici noi nu l-am definitivat, am ajuns în faza în care suntem, îl vom extinde și sigur că pe toată această perioadă toate observațiile sunt bune și vom face toate corecturile. Da, dar domnul primar, o idee bună astăzi cu poza. Sigur că operatorul are și taxe speciale pentru gunoiul neconform, îi spunem noi, și îl va ridica, nu îl lasă acolo, va trebui să îmbunătățim sistemul. Dar dacă dumneavoastră ne încurajați astăzi și ne spuneți că suntem într-o direcție bună, absolut, atunci noi vom continua această direcție cu observațiile și corecturile pe care din prezentarea dumneavoastră, eu am înțeles că acest sistem este un început care va merge spre dezvoltare cât mai mult. Deci am făcut afirmația că e primul din țară. Am, știu, am înțeles, dar este ca aplicația ce fac dumneavoastră, e cam în primul din țară. Mai sunt și alte categorii și oricând sunt de vorba despre ele. Da, am înțeles, domnul primar. Eu o să vedeți. Am înțeles că dumneavoastră o să vedeți că trebuie rezolvată, din punctul meu de vedere, problema. Este deșeu reciclabil deasupra și când ia în cărnice și va să te trezești cu fel de fel de minuni. Bun, această problemă nu o rezolvați. Asta nu o rezolvați dumneavoastră. Asta înseamnă educația cetățeanului. Asta urmărește. Modalitățile pe care le are la îndemână primaria, pentru că ea are modalități concrete de a lua măsuri și e cu totul altceva. Veți întâmpina, domnul primar, următoarea problemă. Și o să vedeți când începe, să va începe, într-adevăr, activitatea cu selectivul, cu stațiile de sortare, cu stațiile de compostare, dar nu știu ce, că ceea ce este neconform, în proporții de maxim 10-15%, îți dai seama când se deschide pubera. Restul, ceea ce este neconform până la 100%, te trezești după ce este vărsat. Și atunci, cel care colectează și transportă către cel care sortează, acolo intervin alte probleme, că nu-ți primești cu noi, că e altceva decât trebuie. Dar prin educație și prin dorința de a avansa, se va putea realiza ceva frumos pentru care vă felicit. Mulțumim. Și noi avem mari speranțe că dumneavoastră ne-a dat și acum acest încurajat. Chiar dacă suntem mai mititei, cu doi frați mai mari când de-aia alături, Ecosudul și Romprescu, suntem siguri că vom colabora bine și vom reuși. Mulțumesc, domnule. Din punct de vedere al costului, să știți că aplicația rulează și costă la fel de mult, chiar dacă introducem 10 tonne de rame sau 10.000 de tonne de rame. Cu beci. Cu beci, în cer scuze, da. Nu este influențat costul de utilizare sau rulare a aplicației, de volumul, de numărul de cubere. Bineînțeles că, este scalabil, adică dacă vorbim de societate română. Și într-o societate mea, dacă îmi spun diplomatic, adică dacă mă duc la un alt primar să-i spun, uite ce s-a făcut la Târgu Mâna, nu pot să-i spun cât costă. Primul lucru care mă întreabă cât costă. Nu. Dar mă rog, la urmă, o să ajung eu la o înțelegere până la urmă cu domnul primar și aflu eu ce. Atâta timp că domnul primar este mulțumit, eu zic că fiecare face muncă voluntară până la punem la punct și vom câștiga banii de la alte firme, da? În considerație față de dumneavoastră, eu v-am lăsat să spuneți că numai operatorii vor profit și primăria face trebuie că vrea profit. Da. Dar atâta doar că primăria vrea profit în beneficiu tuturor. Cetățeanul, da. Asta e altceva. Dar de profit, toți vrem profit. Indiferent unde pleacă. În oraș curat ăsta e profit. Cel mai domnul curat e orașul meu. Câteva cuvinte vreau să spun și eu, dacă vă mulțumesc că m-ați invitat și pe mine, pentru că suntem în aceeași echipă a administrației publice locale. Excepții! Vreau să-l felicit pe domnul primar că a demarat acest program. Scopul acestui program, de fapt, este
o chestiune care ne va rezolva o problemă pe termen lung. Pentru că, de moment, nu ne ajută cu absolut nimic. Pentru că noi colectăm taxele și speciale pentru salubritate de la populație și plătim, în momentul acesta, niște taxe fixe. Indiferent că omul dă 25% din pubelă plătă la operator sau 100%, același preț îl plătește 9,97 lei de persoană lunar. Ori dorința noastră este ca să determinăm cetățeanul să producă cât mai puțin gunoi, pentru că în felul acesta să putem să-i scădem taxa de gunoi pe care trebuie să o plătească, care plătește lunar. La ora aceasta, taxa este nu mare, este exagerat. Din partea, privită din partea cetățeanului și din partea administrației locale. Privită din partea operatorului, este foarte mică. Nu se descurcă. Și tocmai din acest motiv, implementarea unui astfel de program, prin care să putem determina pe cetățean, pe de o parte, să colecteze selectiv, pe de altă parte, să colecteze, să genereze gunoi, gunoi menajer cât mai puțin. Asta este scopul acestui program pe care îl implementați și noi ne-am dorit acest lucru și noi am făcut investiții, Comănești, am făcut investiția în acesta în utilaje pentru a reduce cantitatea de gunoi pe care o depozităm la groapa de gunoi, dar din păcate prețul per persoană rămâne fix stabilit la nivel de județ Bacău, așa cum a stabilit ADIS-ul. Știți foarte bine scandalul prin care am fost și propus ca să fim excluși din ADIS, că nu aprobăm prețul. Acel preț mare. Și vin cetățenii acum și se întreabă cum, doar trei, în casă sunt doar trei persoane, părinte, doi părinți și copil, și plătesc taxa pe salubritate dublu prețului taxelor celorlalte taxe și impozite pe care le-am plătit la primărie. El are plătit 1 milion și ceva la primărie, la impozite clădiri și mare pe acolo, și taxa salubritate 3 milioane și 600. Da. Este foarte mare. De aceea trebuie să se ajungă încet, încet, prin implementarea astfel de programe și prin conștientizarea populației, să colecteze selectiv și prin reducerea cantităților, în așa fel încât cetățenii. Nu că ar fi nu ne putem exprima valoric, că este foarte mare valoare sau foarte mică. Ne exprimăm la suportabilitatea populației. Din cauza veniturilor foarte mici pe care le are în momentul acesta, gradul de suportabilitate nu ne permite să mai majorăm prețul sub nicio formă. Și trendul în momentul acesta este de majorare a taxelor de salubritate. În momentul acesta se discută incapacitatea de a putea face față să se plătească operatorii care menegerează acest serviciu din taxele care sunt în momentul acesta existente. Dar soluția este doar aceasta. Nu există o altă variantă. Varianta de a găsi soluții mai bune decât aceea de a conștientiza populația să genereze mai puțin gunoi ca să plătească taxa mai mică. Ăsta este scopul acestui proiect și cred că o să-l implementăm și noi, o să discutăm cu furnizorii acestui proiect, cu producătorii, și cred că nu se pot simți într-un termen foarte scurt, dar pe un termen mediu se pot observa rezultate foarte bune. Și va putea fi extins. Am înțeles că și la mii zile este implementat un astfel de proiect și chiar cu cântar. Ăla e altfel, altceva. Voi spune, e altceva. Așa am înțeles. Nu e același proiect. În momentul în care ridică pubela, îi se și cântărește și are și chip când trece pubela prin dreptul mașinii. Îi și citește și cântărește. E altceva. Da. Dar cam ăsta este scopul. Pentru că, într-un final, toată lumea vrea ca să beneficieze de servicii și, apropo de ce spunea domnul primar, noi ca autorități locale și noi avem operatorii noștri, într-adevăr, și dorința noastră este, pe primul loc, a putea rezolva aceste servicii către populație la o calitate și la în termenele
cele mai optime posibile, pentru că sunt perioade când generăm cantități mai mari de gunoi, dar apar diverse sărbători, zile orașului, dau un exemplu, sau sărbătorile de Paște, de Crăciun, și ca și administrația locală suntem responsabili și trebuie să reacționăm la solicitările populației cât mai prompt. Acum mă spun, domnule, vedeți că da, a fost, a ridicat gunoiul astăzi. Da, dar să vedeți că era iunie. Trimitem, sunăm operatorul, se duce în aceeași zi, repetă din nou și mai face încă o dată orașul, dacă este orașul foarte încărcat. Și, într-adevăr, profitul este acela doar de a se menține sustenabilă activitatea operatorului. Să nu meargă pe pierdere. Nu ne dorim să facem profit din acest serviciu, ci doar ne dorim ca să putem să funcționăm și să oferim servicii de calitate populației. Va exista o colaborare până la urmă, pentru că nu se poate. La nivel de județ va trebui să se coreleze aceste lucruri și știți cum se vor corela? În mod natural. Pentru că nu se poate face nimic întâmplător, ci venind și de o parte și de cealaltă și colaborând. Spre exemplu, cum suntem noi pe Valea Totușului, la Comănești, având stație de transfer, cred că ar conveni mult mai mult la un prestului să predea gunoiul la Comănești, în stația din Comănești. Să nu mai facă încă, până la Berești, nu mai facem vreo 20 de km. 22 de km. 22. 22 dus, 22 dus, 40 de kilometri, care fiecare mașină îi face în plus. Dacă puneți pe calculator câtă benzină, motorină, cauciucuri și timpul pierdut, vă dați seama că ați putea reduce un număr de, din numărul de mașini care funcționează pe Valea Tot, putea să reduceți trei, două mașini, să zic, sau o mașină. Vă adresați pentru trebuie, vorbiți cu colegii dumneavoastră din anul. Nu, eu mă refer, mă adresez aici, uitați, în fața dumneavoastră e Adiso. În fața dumneavoastră este Adiso. Deci și Adis Bacău va trebui să conștientizeze că în viitorul apropiat trebuie să facă acele calcule nu doar de majorarea taxelor. Trebuie să facă acele calcule de eficientizarea și rentabilizarea activității în așa fel încât să putem să oferim populației servicii la gradul de suportabilitate pe care are această populație. Dar mulțumim frumos, domnului primar. Sigur că noi sperăm și cu domnul primar suntem în ATIS, ne-am angajat în ATIS, avem niște obligații, noi suntem de acord să le ducem la îndeplinire, dar se va convinge și ATIS-ul că, până la urmă, realitatea spune altceva. Fiecare cetățean dorește să plătească, așa cum plătește gunoiul, apa, la cantitatea pe care o produce și, și la gunoi la fel. Sigur că de ce trebuie să ne implicăm noi acum ca primărie? Pentru că este o activitate puțin delicată, să spun așa. Peste tot, când cineva îți face un serviciu, ai contract de, de cel care beneficiază serviciul tău și dai banul direct. Ori aici fiind primăria cea care încasează, cetățeanul jură primarul. Și de ce îi spun domnului director de la Rompres că există o mică diferență? Fiindcă eu iau banul de la cetățean, împreună cu Consiliul Local, noi am stabilit și noi suntem cei care suntem în bătaia puștii, cum să spunem. Și atunci am intervenit noi cu acest control să dăm și un răspuns. Când se va ajunge ca prestatorul serviciului să încaseze direct de la cetățean, atunci este această relație de. Pentru că, așa cum știți, noi ADIS-ul încasează, primul încasează, transmit la ADIS și ADIS-ul plătește operatorul, interesant, la cantitatea pe care o predă. Și rog pe domnul veche de la ADIS să ne spună câteva cuvinte și sigur dacă mai dorește cineva, poate doamna primar, dumneavoastră la Măinești, ca să și întrebări din sală, dacă mai sunt. Vă rog. Bună ziua tuturor, mă numesc Mircea Feche, sunt director adjunct al ADIS Bacău. Doresc, în primul rând, să-i mulțumesc domnului primar pentru călduroasa invitație pe care a adresat-o instituției pe care o reprezint. Din mare plăcere, ori de câte ori suntem chemați, uneori cu probleme mai fericite, așa cum e astăzi, alteori cu probleme mai puțin pozitive, dar
Doresc să, cu atât mai mult cu cât există mulți primari în sală, să promit încă o dată că ADIS-ul nu e altceva decât suma tuturor primăriilor din acest județ și că ADIS-ul este înființat tocmai ca să reprezinte interesele comune în managementul deșeurilor. Îl felicit pe această cale în numele instituției și în numele propriu pe domnul primar. Este, așa cum au spus și antevorbitorii mei, un pas înainte pentru județul Bacău și pentru problemele de salubritate din județul Bacău. Este, dacă vreți, doar o aliniere la normalitate, pentru că în anul 2018 în care trăim, devine din ce în ce mai facil accesul la tehnologie GIS, așa cum se numește ce a prezentat mai devreme FIDA Solutions, devine din ce în ce mai facil accesul la tot soiul de calcule, de baze de date, de identificare, de soluții informatice și așa mai departe. Și o văd ca un mod în care primăria Târgu Ocna ține pasul cu vremurile. E adevărat că acum 10 ani, când s-a scris aplicația de finanțare, probabil nimeni nu-și imagina la acea vreme că va fi așa de ușor să verifici pe GPS și în timp real să dai un click și să vezi casa omului și să vezi dacă i s-a luat gunoiul sau nu. Și la momentul respectiv nu s-a avut în vedere și o astfel de detaliere a serviciului de salubrizare. Eu mă bucur foarte mult că la Târgu Ocna se implementează acest sistem. El va deveni folositor cu adevărat, pentru că mereu ne întoarcem la taxă și mă simt încă o dată obligat să spun că nu-s decât două posibilități în legătură cu bani. Fie se reduce cantitatea de deșeuri, fie se mărește taxa. Alte soluții, fără să mai luăm în calcul taxe de mediu instituite de guvern, că și alea vin din 2019, e adevărat că singura noastră șansă este scăderea cantității de deșeu menajer. Și iar nu cred că e un secret pentru nimeni că în timp ce populația județului scade vertiginos sau scade cel puțin din ceea ce ne comunică OAT-urile, cantitățile de deșeuri, referindu-mă aici la deșeuri menajere, sunt în continuare foarte mari. Avem gunoaie, nu avem oameni. E adevărat că mă întreb dacă în mediul rural, unde costă 4 lei de persoană și unde am putea să spunem că o colectare săptămânală costă 1 leu, nu știu dacă din leu ăla, pe lângă amortizări de echipamente, pe lângă salariul oamenilor care lucrează pe autogunoiere, pe lângă multe alte cheltuieli, nu știu dacă acel leu va putea acoperi și scanatul bunelor, va putea acoperi și costul de implementare a unui astfel de software și în același timp să rămână fezabil sistemul. Pentru că noi mereu ne întoarcem la bani. Orice se poate face, dar costă bani. Acum, pe documentația referitoare la Bacău și 22 de comune, adică restul județului ce nu i-a trebuit, se are în vedere și suntem la nivel de discuții, tocmai pentru că tehnologia aparent e mai facilă în zilele noastre, se are în vedere și cântărirea cantităților de deșeuri pe fiecare mașină în parte. Încă discutăm dacă o facem la fiecare ridicare sau dacă folosim datele într-un interval mai lung de timp. N-a spus domnul Asmarandei de la Romprest că flota dânșilor de mașini este monitorizată în timp real într-o aplicație similară și, deși nu se scanează fiecare bubelă care se încarcă, mașina și traseul mașinii și toate opririle sunt identificate în timp real, putând să fie extrase rapoarte zilnice sau rapoarte în orice secundă, în care vedem exact cum merge serviciul de salubrizare, dacă se prestează, unde se prestează, cine prestează, numărul mașinii
și așa mai departe, urmând la sfârșit să luăm cantitățile raportate de cântarele de la groapa, de la depozit de deșeuri. Vă stau la dispoziție cu orice fel de întrebări, nu vreau să mă lungesc foarte mult pentru că a fost o prezentare destul de lungă. Încă o dată felicit primăria Târgu Ocna și m-aș bucura ca astfel de bune practici să reușim cumva să le propagăm în tot restul județului, pentru că scopul final e acela să reducem cantitatea în județ. Degeaba o să reducă cantitatea o anumită primărie din județ, pentru că impactul va fi unul nesemnificativ dacă același lucru nu se întâmplă și în comuna de lângă, și în comuna de lângă, și în orașul de lângă, și la sfârșit, în teorie cel puțin, există inclusiv posibilitatea ca taxele să scadă. Dacă vom fi atât de eficienți încât cantitățile de deșeuri ce urmează a fi eliminate, vor fi atât de mici încât vor costa mai puțin decât se pretinde astăzi prin taxă, ADIS-ul nu poate face nici profit, nici buget, excedent de buget. ADIS-ul trebuie mereu să împartă, să plătească ce are de plătit și să vadă dacă ajung sau nu banii, și adevărul este că astăzi nu ajung banii. Vom vedea în viitor cum ne mișcăm după ce se pune în funcțiune și operatorul de instalații. Sperăm noi că se vor mai eficientiza costurile, dar rămâne de văzut. Noi nu facem altceva decât să punem în aplicare ceea ce a stabilit atât aplicația de finanțare, cât și AGA în cadrul ședințelor de lucru pe care le are AGA Dismorfer. Vă mulțumesc foarte mult și mult succes în continuare, în ultima an. Da, mulțumim frumos și trebuie să colaborăm până la urmă, trebuie să întâlnești la șpiect. Dacă dintre cei care au venit, Dofteana, Pulvereștiu, Adoreste, Voineștiu, doriți să spuneți ceva? Să spun eu două vorbe. Da, consider că este o aplicație foarte bună pentru orașe, pentru municipii, eu știu, dar pentru comunitățile rurale nu cred că noi putem susține financiar un așa program. Nici financiar, nici uman. Pentru că noi suntem cu UAT-uri foarte mici, abia reușim să colectăm acele taxe, abia reușim să le virăm către ADIS. Într-adevăr, avem probleme și cu operatorul RoPrest în fiecare săptămână, pentru că încerc să monitorizez barul mașinile care intră în comunitate și care ies. Acele mașini trebuie să vină în fiecare săptămână la primărie, ca noi să le vizăm acele avize, când vin și când nu vin, vin după câteva zile și nu sunt de acord. Dacă eu sunt în ziua respectivă acolo, tu, șofer, vii la primărie ca eu să știu că tu ai fost acolo. Nu vii a doua sau a treia zi ca eu să-ți pun ștampila că ai trecut pe acolo. Iar se colectează de la mai multe comune. Am înțeles, am sunat, să mă interesez, să vedem. Cum? Dacă tu colectezi mașină de la RoPrest, de la comuna Târgu Trotuș, Dofteana, Bărsănești, mai trimite și o mașină și la Bărsănești. Eu, dar vreau să vă spun și asta. De ce nu? Este o problemă noastră. Comuna Primăria Târgu Ocna. Dumneavoastră, n-am reușit să vorbesc. Da, și vă pot spune că și Bărsănești, avem un satul plec unde nu avem acele pumele. Închipuiți-vă că la noi, cum a zis și domnul primar, zilnic vin cetățenii și spun exact cum vă spun eu. Dacă eu îți plătesc, mie tu îmi iei banii pentru salubritate, tu mergi în stare să-mi dai pupelă, atunci eu cum? Să-ți plătesc taxa de salubritate? Asta. Și e de vină tot primarul? Nu este de vină. Într-adevăr, trebuie să avem o colaborare între Consiliul Județean, ADIS, RoPrest, dar trebuie și dumneavoastră, RoPrestul, să vă țineți de, eu știu, de acele sarcini pe care le aveți. Sigur, sunt de acord cu acest program. Păi, da, atunci, uitați, avem operatorii care sunt mai aproape, vedem, vom face un contract de colaborare și atunci vom face acest lucru. N-am licență, nu am licență, că pe telefonă, n-am dat. Nu, sper să fie, bine, dacă se pune probleme de a se retrage pe RoPrest, nu? Într-adevăr,
Avem probleme pentru că cetățeanul vine zilnic la primar și spune: dacă eu îți plătesc, fie și 4 lei, tu trebuie să-mi iei gunoiul. Categoric că și noi trebuie să-i convingem pe acei cetățeni ca să selecteze gunoiul menajer de celelalte gunoaie. Vroiam să vă întreb aici, că ați arătat acolo câte două pupele. Cum face selectarea? Adică un tomberon este pentru gunoiul menajer și un tomberon pentru... Și în fiecare zi aveți sau aveți zile care luați. Eu știu selectiv. Hârtia, cartonul... Tot ce înseamnă reciclabile sunt într-un singur... A, toate sunt incluse în același... Mă gândeam că sunt pe zile. Nu sunt pe fracțiune. Mă gândeam că sunt pe zile și... Atât, da. Bine, mulțumesc. Eu m-am prins repede, dar vă stic la... Da, mulțumim frumos, doamna primar. Da, de la Mănești sau de la Dofteana, doriți să mergem? Nu, bine. Mă întrebă dacă sunt. Ar vrea să vă pun o întrebare referitoare la problemele care se ridică. De ce nu se pot colecta deșeuri? Și cred că una din marile cauze o să fie lipsa tomberanului, a cuverelor. Pentru că vă spun un caz de la mine pe stradă, chiar cazul meu personal. Adică am scos gunoiul în cuveră, nefiind acasă, l-am lăsat la poartă, a venit mașina, a ridicat sacul menajer din tomberon și când m-am întors la 4:30, nu mai era tomberon. Deci, în scurt timp, o să ne spară tomberon. Opera legă, vreau că facem mai mult decât un pas din fiecare. Da, e un aspect. Marea majoritate suntem acasă. Și în cazul ăsta, o să vină să ia gunoiul, dar bineînțeles, tot de locul gol, fără ne la coartă. Până ajunge noi, dispare. Care-i propunerea asta? Cum? Soluția care lăsăm doar frașa până la coartă. Și atunci nu se poate stabili gradul de umplere. Pe stradă la noi, nu e nimeni care stă cu tolbăreanul la coartă. Toată lumea a lăsat și nu se poate. Deci asta este principala problemă, că în scurt timp o să dispară puterea. Este o problemă, dar pe care nu trebuie să rezolve niciodată. Domnul inginer, dumneavoastră ați avut tomberon fără cod de bare, încă n-ați intrat în sistem. Mai avem un secret în care găsim și tomberoane, dar nu îl putem spune. Cu cipul? Da. Cu cipul? Am reținut că... O să scoată codul de bare și nu o să stii de la cine. Când va avea toată lumea, nu mai are. Cel care fură, va scoate codul de bare. Da. Eu... Vă mulțumesc, Dumnezeu. Dacă mai sunt celelalte probleme, dacă noi vă mulțumesc foarte mult, suntem dispuși să discutăm și să prezentăm dacă ATIS-ul este interesat de această problemă, de popularizare, mai să puteți să o faceți, noi ne-am permis doar aici să o facem și sperăm să ne întâlnim, poate la sfârșitul anului sau anul viitor, ca să putem să vedem și rezultatele. Ce vă pot spune până acum este că a crescut, chiar s-a dublat acolo unde am pus, pentru că în cartierele în care am montat acest sistem, reciclare. A scăzut menajerul, dar mai avem un fenomen. A crescut neconform. Oamenii încep să arunce în diferite locuri. Și atunci, inspectorii de mediu au început să pună amenzi. Domnișoara este inspector de mediu și are câte amenzi ai la activ? Avertisment. Da, posibilitatea cetățeanului și până asta o cantitate de gunoaie care... Și să știți, să știți că atunci când vine cetățeanul spune domnul primar, să mai vin o dată să mă amendeze, că plătesc cu mare plăcere. Da? Și atunci am ajuns în extrema cealaltă, când m-am intenționat greșesc, numai să vină domnișoara să-i veni. Cam acestea sunt problemele, mulțumim tare mult. Sperăm colaborarea în continuare cu ADIS-ul, poate ne mai ajutați cu pupele și sigur cu celelalte localități la fel. Vă mulțumesc, domnilor primari, reprezentanți ai primăriilor, a instituțiilor și dumneavoastră, domnul director de la Răzvoiesc, nu mai este vorbare. Mulțumim tare mult și domnul consilier, vă mulțumesc! Cei care aveți întrebări suplimentare sau solicitați informații, noi suntem aici, vă așteptăm la discuții, orice altceva.